află la a doua ediție. Prima ediție desfășurându-se în 23 noiembrie 2010. Iar datorită succesului după prima ediție, ne-am gândit să organizăm cea de-a doua. Organizator principal fiind doamna Mihaela Bodnar, care din păcate nu poate să ia parte azi la eveniment. Printre grădinițele care au participat se numără grădinița 1, grădinița 7, grădinița 8, 9, noi grădinița 12, școala numărul 6, Vaduizei, Sarasău, Remeți, Bârsana, Liceul Lovely Clara, Câmpul Negru, foarte multe cadre didactice au luat parte, datorită faptului că sunt și aici multe din ele. Cu această expoziție am vrut să promovăm creativitatea cadrelor didactice și se observă foarte bine din materialele aduse, fiind foarte creative, creativitate de care are nevoie orice cadru didactic în activitatea care o desfășoară zilnic. Ca să premiem într-un fel munca și strădania cadrelor participante, le voi oferi diplome de participare. Se acordă diplomă de participare doamnei Rad Maria Vadu Izei. Rad Maria, grădinița Valea Stejarului, grădinița numărul 7. Cine reprezentă? Cine? Pe lucrare acolo. Balic Emilia, de la grădinița numărul 7. Au venit fetele. Nici o problemă, o să ajungă. Grădinița, expoziția este deschisă până duminică, așa că au timp să vină să-și ridice și diplomele. Mic Maria, de la Sarasău. Borca Măricuța. Deac Daniela, Neacșu Cristina Maria, Stan Liliana și Bodnar Ileana de la Săpânța, Pop Maria, tot Săpânța, Branic Irina, Știopei Ileana, grădinița Bârsana, Nemeș Maria Grădinița Bârsana, Pap Maria Grădinița Bârsana și Ulici Marișca, tot Bârsana, Baia Sadela, grădinița numărul 12. Dobăiești Nicoleta. Încă una. Bârlea Irina. Ciprian Andreea. Crauciuc Monica. Morar Ileana, Zosina Andreea, Zosina Angela, Petco Aurica de la grădinița numărul 8, Mihai Maria de la grădinița 8, Mărginean Eleonora de la grădinița numărul 1, Bărcuș Maria de la grădinița numărul 1, Capolna Mioara, Polo Jack, Eva, Mic Adriana, Toade și Cudrici Adriana și Petco Cristina, Richard Mariana de la Olcești, la doamna din Arsana, da? Pop Maria. Și avem un invitat special, doamna Mirela Toșa, care face parte din Consiliul de Administrație și se implică în toate activitățile și toate acțiunile care au parte în grădinița noastră, diplome de participare. Și o rugăm să ia cuvântul, să ne spună câte ceva despre... În primul rând, bine v-am găsit! Mă bucur enorm de mult să văd asemenea acțiuni că se desfășoară la nivelul orașului și văd atâta implicare din partea educatoarelor, învățătoarelor ca să se realizeze astfel de acțiuni. Îmi pare rău că doamna directoare Bonar Mihaela nu este aici ca să o putem felicita pentru implicarea ei,
dar aș vrea să vă felicit pe toate învățătoarele educatoare pentru ceea ce faceți. Vreau să acord niște diplome și eu pentru cele de la numărul 12 și să le mulțumesc pentru tot ceea ce fac pentru grădiniță și dumneavoastră. În primul rând vreau să acord o diplomă doamnei Bondar Mihaela, care nu este prezentă, dar o să rămânesc colegei. Da, lipsește motivat. Da, vin la inspectorat. Da. Și vreau să le și mulțumesc pentru implicare. Doamnei Baia Sadela. Zosin Angela. Morar Iliana. Neacș Maria Cristina. Zosin Andreea. Ciprian Andreea. Monica. Sper că să pronunțim corect. Dobăiești Nicoleta. Cosneac Mariana. Bârlea Irina. Și asta este. Felicitări încă o dată și sper să iau parte tot timpul la asemenea evenimente frumoase și aș ruga-o pe reprezentantul poliției în Consiliul de Administrație să zică câteva cuvinte. Material didactic, tot la noi în credință are loc concursul național cel mai frumos ou. Cum ați intrat pe coridor, sunt ouăle pictate de copilași care vor fi jurizate și premiate mâine. Concurs organizat de grădinița noastră. Și cursul. La curs. Te mulțumesc frumos și eu pentru că m-ați invitat asemenea eveniment frumos. Nu știu ce să spun. Mă bucur că copilul meu face parte din această grădiniță și urmează o nouă generație. Urmează o nouă generație, da, fetița Maria. Mulțumesc.